astăzi câteva elemente, consider cele mai importante, din proiectul de buget pe anul acesta. Prioritate pentru noi este în special și în primul rând fluidizarea traficului și combaterea poluării, domeniul mare, strategic, pentru care am alocat 518 milioane de euro. Pentru domeniul sănătății am alocat 100 de milioane de euro. Pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, 45 de milioane de euro. Pentru asistență socială, 115 milioane de euro. Pentru servicii publice, 223 milioane de euro. Voi și de palca în momentele următoare. Slide-ul următor. În ceea ce privește proiectele privind fluidizarea traficului și combaterea poluării, vă prezint cifrele mari, urmând ca în momentul în care veți avea întrebări să și detaliem. 119 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii rutiere, 165 milioane de euro pentru achiziția de mijloace de transport în comun, 63 de milioane de euro pentru protecția mediului și măsuri de combatere a poluării. În ceea ce privește șantierele noastre, proiectele de mare infrastructură, avem podul Ciurel, 34 milioane de euro, supralărgirea fabricii de glucoză, un bulevard foarte important din nordul capitalei, 8,5 milioane euro. Pentru pasajul Doamna Ghita, aproape 16 milioane de euro. Pentru Ghencea Domnești, supralărgirea bulevardului Ghencea și strada Brașov, terminal 41, la tramvai, 10 milioane de euro. Mergem la celelalte proiecte, urmând să detaliem pe măsură ce vom ajunge la capitolul întrebări. Mergem la slide-ul următor. Modernizarea infrastructurii rutiere, alte proiecte pe care aș dori să le menționez. Modernizarea liniei de tramvai, bulevardul Vasile Nilea, un proiect pe port, buget alocat aproximativ 2 milioane de euro, reabilitare și reparații sistem rutier, reparații locale la degradări ale carosabilului, produse în acest timp, un buget de administrare 11 milioane de euro. Mergem la următorul slide. Am vorbit și acum 2 ani și anul trecut despre necesitatea ca în București să avem atât autobuze, tramvaie, troleibuze noi, nepoluante. Avem cele 400 de autobuze Euro 6. În această primăvară vom avea cele 130 de autobuze hibrid Mercedes și suntem în proceduri de licitație pentru următoarele mijloace de transport în comun pe care le dorim cât mai repede în municipiul București. Avem și sumele care sunt repartizate pentru anul acesta pentru aceste achiziții. Pentru cele 130 de autobuze hibrid avem suma de 11 milioane de euro. Pentru cele 100 de troleibuze, 53 de milioane de euro. Pentru cele 100 de autobuze electrice, 13,6 milioane euro. De asemenea, 100 de tramvaie și modernizarea liniilor. Avem un buget foarte mare, 8 linii de tramvai modernizate prin port, 46,8 milioane de euro. Tranșa de anul acesta pentru cele 400 de autobuze Euro 6, cu un rest de plată de 53 de milioane de euro. Mergem la slide-ul următor. Veți primi fiecare parte, atât aceste slide-uri, cât și dacă doriți pe format electronic. Proiecte viitoare. 300 de autobuze școlare, 6 autobuze turistice. Mergem mai departe. În ceea ce privește protecția mediului și combaterea poluării. Cel mai mare proiect de mediu din România. Am fost și cu dumneavoastră în vizită. Este un proiect esențial pentru capitală. Finalizarea stației de curare Grina, etapa a doua. 47 de milioane de euro. Realizarea infrastructurii pentru implementarea proiectului Vinieta Oxigen. Aproape 5 milioane de euro pentru infrastructura din zona Zaca. Mergem mai departe. Realizarea a 4 trasee de piste pentru biciclete. Aproape 5 milioane de euro. Subvenționarea transportului public în comun. 170 de milioane de euro. Mulțumesc conducerii primăriei și inițiativei primarului general
de a prioritiza după atâta timp transportul public în comun. Ne reamintim în 2016, cum pe stradă nu se mai aflau decât circa 650 de autobuze, iar parcul STB, mă rog, aia trebuie actual STB, era ușor la pământ. De atunci și până acum s-au făcut niște pași, din punctul meu de vedere, extraordinar de importanți pentru municipalitate, însumând toate investițiile în mijloacele de transport, pe care deja unele le vedem pe stradă, când sunt autobuzele, cele 400 autobuze de la autocar, având semnat contractul cu Mercedes-Benz, care ne va livra, începând din martie și până la finalul anului, cele 130 de autobuze hibrid, suntem în proceduri avansate de licitație și sperăm să terminăm cât mai rapid pentru troleibuzele cu autonomie cel 100 și pentru cel 100 de tramvaie. Tot aici aș vrea să reamintesc că separat de noi, Societatea de Transport București are în derulare o achiziție de 40 de tramvaie separat de ale noastre, tot pentru a prioritiza mobilitatea liniilor care suplimentează transportul greu în București și ne aduc totodată și politici de mediu mai bune. Avem un buget pentru prima dată demarat după inițiativa primarului general a proiectelor pilot pentru autobuze școlare. Vom achiziționa 300 de autobuze școlare pentru raza întreaga municipiului București și totodată vom achiziționa și 6 autobuze turistice pentru a ne putea plimba nu numai în timpul verii cu ele pe străzile Bucureștiului și limitrofele acestui oraș. Totodată am avut și avem în continuare plăcerea de a furniza peste 144 de autobuze în județul Ilfo, fapt care duce pe lângă o componentă socială și la fluidizarea traficului, pentru că ne ajută dimineață la penetrațiile în oraș pentru diminuarea traficului. Vreau să reamintesc că STB-ul în acest moment este cel mai mare operator din țară, al patrulea din Europa, cu peste 200 de linii de transport, din care reamintesc 160 și 3 transport urban și peste 40 transport regional. Este un pas foarte important care s-a făcut pentru mobilitatea în acești ani și, după cum vedeți, continuăm cu foarte multe investiții în acest domeniu. Mulțumesc!